De câțiva ani, în fiecare toamnă și primăvară, în municipiul Câmpina se plantează arbori și arbuști. Această acțiune, devenită tradiție, va avea loc și în toamna acestui an. Plantările de arbori dau rezultate foarte bune dacă se fac în toamnă și chiar către iarnă. Cineva spunea că perioada cea mai bună de plantare este 20 octombrie, 20 noiembrie. De aceea noi vom avea o astfel de acțiune pe 23 noiembrie, o acțiune de plantare în care vom aduce în Câmpina 350 de arbori noi, de foioase, și încă 150 de conifere, de brazi. Plantarea se va face pe străzile pe care arborii fie s-au uscat, fie au fost rupți, în parcuri și în cursile unităților de învățământ. Sperăm ca și locuitorii să aibă grijă de ei, să-i împiedice pe cei care își certați cu legea să-i rupă, iar prin acțiunea pe care o facem, nu uităm să mergem și în școli și, de fapt, toți acești arbori vom planta în cea mai mare parte cu elevi. Din unitățile școlare sunt 18 unități școlare, grădinițe, licee, școli generale, din care sperăm să vină câte 20 de copii, noi cam așa vom face mobilizarea, cărora le vom oferi și niște mici surprize, pentru că vor participa la această acțiune benefică municipiului Câmpina. Acțiunea de plantare va avea loc în ziua de 23 noiembrie.